Rezultatele le-am prezentat, le găsiți pe site, ele spun foarte clar, contrar la ce s-a spus public, a fost o procedură de licitație neschimbată din anul 2001, nu a fost atribuire directă, ci licitație la care au participat mai multe societăți și lucrurile din acest punct de vedere s-au realizat în mod corect. S-a realizat acolo o arendă, o procedură de arendă și nu de concesiune, așa cum fals s-a spus. Diferența este fundamentală pentru că procesul de concesiune înseamnă acordarea acestor suprafețe pe 20 de ani, arenda se poate întrerupe și mâine. Despre asta este vorba, dar acolo cred că au fost cu totul și cu totul alte interese care probabil că vor ieși la suprafață în perioada imediat următoare. De ce s-a declanșat această dezbatere publică și în folosul cui s-a declanșat această dezbatere publică? E un lucru care va ieși cât mai repede la suprafață. Și de acolo sunt și alte firme interesate care au spus că nu au fost chemate la negociere. Au fost doi fermieri care au solicitat concesiunea și vă spuneam mai devreme, e un lucru, eu cred că sunt, mă rog, sunt anumite persoane care nu doresc să se spună adevărul. Acele persoane au solicitat concesiune pe 20 de ani. În mandatul meu nu s-a realizat niciun proces de concesiune. Nici măcar un metru de pământ n-a fost concesionat în mandatul meu pe 20 de ani, ci s-au realizat doar proceduri de arendă care, repet, se pot întrerupe și mâine. Domnul Dan Voiculescu a avut niște drepturi în arendă, ADS-ul l-a dat în judecată pentru că avea o datorie, nu știu, din arenda în ultimul an. Totuși a încheiat un nou contract. Vreau să fac o mențiune. Societatea care a arendat acest teren a făcut-o în condiții perfect legale. Mai mult decât atât, legea spune și lucrul care s-a și întâmplat că trebuie plătită arenda în avans pe un an de zile. Arenda pe acea suprafață a însemnat undeva 1.600.000 de lei, bani care au fost plătiți în momentul în care s-a realizat procesul verbal de predare-primire. Altă societate are datorii la ADS și în momentul în care va pierde procesele, pentru că le va pierde, până în momentul de față, e un lucru iar neadevărat care s-a spus că s-a renunțat la procese, că s-au pierdut procesele. Nu, ADS-ul a câștigat toate procesele cu societatea Grifol și pe fond și la Curtea de Apel. Există ultima cale la care au apelat și anume în alta curte. În momentul în care se va pronunța și în alta curte, cu siguranță vor trebui să plătească acele sume către ADS. Nu, deci a fost încheiat un nou contract pentru că era vorba de o altă firmă. O societate care a participat la licitație și care nu era în litigiu cu ADS-ul. Care nu a dat datorii. Nu a dat datorii, n-a avut niciodată contract cu ADS-ul.